Dragii elevi, vreau să vă explic semnificația semaforului reversibil cu trei semnale: roșu, cu semnale galben, cu semnale verde. În cazul în care deasupra benzii, delimitate prin marcajul linia îngustă discontinuă dublă, este suspendat un semafor reversibil cu semnalul roșu, ce el semnifică? Că circulația este interzisă înainte. Pe banda numărul 3 și pe banda numărul 4, din sens opus, circulă vehicule. Semnalul galben, în formă de săgeată înclinată spre dreapta, informează că în curând va fi semnalul roșu și obligă pe șofer pe selectarea benzii din dreapta. În curând, din sens opus, vor circula vehicule. Semnalul verde permite circulația înainte pe această bandă numărul 3 și numărul 4.